Ziua, prieteni, am făcut un scurt video cu purcelașii la masă. Mâine vor avea o lună. Foarte bine, deja mănâncă. Beau apă la hrănitor. Sproafa este bine și ea. A slăbit, dar nu chiar așa mult, încât să fie probleme. Fiecare zi mănâncă 3 ouă, dimineața crude. Fânul de lucernă nu lipsește dimineața și seara. Apă, mâncare, la discreție. Cei acum, având în vedere că mai mănâncă și ei, nu mai suc chiar așa mult. Cel mic văd că rezistă. Începe să-și revină, după părerea mea, dar ganglionul este tot acolo, la piciorul din față, la stânga față. Probabil că se va retrage în timp. Oricum îl voi ține pentru mine, chiar dacă nu îl voi ține până la maturitate, îl voi tăia când va avea vreo 20-30 de kilograme. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o zi bună.